Zilele acestea se construiesc și se destramă coaliții. PNL încearcă cu ultimele forțe să adune în jurul lui cât mai mulți parlamentari care să voteze joi moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Dacă până acum au existat voci care susțineau că sunt socialdemocrați ce vor vota împotriva propriului guvern, în ultimele zile se încearcă regruparea forțelor din partid. Președinții de organizații au întâlniri cu primarii și parlamentarii și dau asigurări că nimeni din PSD nu va trăda. Același lucru s-a întâmplat și în organizația de la Olt, unde astăzi a avut loc o întâlnire cu primarii pentru a-i asigura că deputații PSD Olt nu vor vota împotriva Vioricăi Dăncilă. Acest punct de vedere este susținut și de președintele PSD Olt, Paul Stănescu, care în nenumărate rânduri a susținut că moțiunea nu trece. Pronosticul meu, și spun din convingere lucrul acesta, moțiunea nu trece. Moțiunea pică. Discutăm cu colegii din opoziție. Cu toți colegii discutăm. Sigur că opoziția nu a vrut această moțiune de cenzură. Moțiunea a vrut-o președintele Klaus Iohannis, pentru că în continuare candidatul cel mai puternic sau contracandidatul pentru Klaus Iohannis rămâne Viorica Dăncilă. Eu sigur sunt soldat credincios al partidului și de fiecare dată ce a stabilit majoritatea fără discuție, eu și organizația de la Olt respectăm aceste lucruri. Îi asigur pe toți colegii mei că toți parlamentarii de Olt, și nu sunt puțini, sunt 3 senatori și 4 deputați, sigur nu vor vota moțiunea. 100% nu vor vota moțiunea. Chestiunile cu toate speculațiile spuse că au fost niște primari la Kiselev și nu știu cine a vorbit cu ei, fac parte din bucătăria internă, a spus Paul Stănescu, președinte PSD Olt. Și cei de la ALDE Olt susțin că soarta moțiunii de cenzură este în mâinile socialdemocraților și ale liberalilor. Moțiunea depinde de PNL și de PSD. Restul celorlalți se țin de cuvânt. Aici e problema. PNL-ului e frică să ajungă la guvernare, iar de la PSD sunt câțiva care pot să se întoarcă. Deci de ei depind de totul. Nu că ei vezi, Doamne, și plus relația PNL cu USR este, de fapt, nu există nicio relație, își trag preșul de sub picioare cum vor. Aceștia din urmă consideră că liberalii nu au soluții în cazul în care guvernul ar pica. S-au întâlnit cu cei de la ALDE, ALDE le-a spus, bă, fraților, veniți și voi cu un program cu un guvern din umbră, înțelegeți dumneavoastră, și se pare că, păi n-au pentru că se pare că de fapt era criză. Iohannis va hotărâ cine va fi prim-ministru din partea PNL-ului. În momentul de față, Pro-România a exclus posibilitatea de a intra la guvernare alături de PNL și USR, iar aceștia din urmă anunță că nu-și doresc o alianță cu liberalii. Pentru a trece moțiunea este nevoie de 233 de voturi, iar în momentul de față PNL se bazează pe 210 voturi. Moțiunea va fi votată de cei din USR, de Pro-România, PMP și UDMR. În plus, s-ar putea adăuga voturi din partea minorităților și posibil din partea unor parlamentari neafiliați.